Eu multe lucruri, până acum 3 ani, ca să mă înțelegi, până acum 3 ani când încă sora mea era aici, pe pământ, eu multe lucruri din viața mea le-am făcut datorită ei. Uite, tu o să atingi acum subiectul La La Band, știi? Da. Un subiect extraordinar de frumos, un subiect care mi-a schimbat viața, un subiect, băi, pe care nu o să-l uit niciodată. Dar am ajuns în trupa La La Band, la acel casting și la tot ce înseamnă showbiz-ul din România. Cum? Datorită surioarei mele. Eram la Victoriei, într-un microbuz care, apropo, ne culegea de pe acasă și ne ducea la filmări și după ne ducea acasă, înapoi. Și eram cu Dorian și văzuse un Bentley. Uh-huh. Exact la Victoriei, în rond acolo, în rondul mare, știi? Da. Și era Dorian, se uita pe geam și cum vorbește el: ai, tată, uite, bă, băiatule, cum arată mașina asta. Bă, tată, 5 ani, în 5 ani, deci în 5 ani mă văd în mașina asta cu bani și cu casă și cu tot. Ne-am simțit unul pe celălalt. Da, adică, atunci te cunoști cu adevărat. Momentele alea frumoase în care, știi, poți să mergi pe drum în niște șlapi sau desculți, așa cum eram eu pe exact acolo, și o țineam exact așa, băi, ca pe un frate sau ca pe soră mea, știi, da, așa pot să zic, da, dar de fapt este iubita mea. Și ea pe mine la fel așa. Și erați voi doi fericiți. De mișto e să mergem noi doi așa, să ne pupăm, să da, știm că, băi, aici nu ne vede nimeni, nu, vă știe, nu ne interesează, da, nimeni, cu toate că după am aflat că erau vreo câteva vedete. Apropo, Dani Oțil era pe acolo. Da, 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 da. Și îmi trântește așa pe masă trei teste din astea și eram, jur că eram așa, zic, aoleu, zic, nu pot să cred, zic, ai COVID? Nu cred, ai crezut că e testul COVID. Deci ea n-a avut șoc, am avut eu șoc. Deci vreo jumătate de oră eram așa. O nefelicitam, adică eu nefelicitam. Dar tu erai în stare de șoc. Dar eram într-o stare de șoc, că, da, băi, nu în fiecare zi de vitată, știi? Nebunie totală, bă, știi cum era? Noaptea dormeam, copilul, mâncare, bă, uite așa săream, hai la mâncare, hai așa, Angela, te ajut, vrei, nu știu, să simt biberonul, da, Suzeta, hai așa. Băi, știi cât durează asta? Fix o săptămână, după o săptămână nu te ești așa. Băi, după o săptămână te așa ești. Tu schimbi, scute ce? Băi, caca și asta o să pipiul. O tai la montaj pe asta, că vede nevastă mea. Băi, caca și pipi de eu la n-o fimea miroase a parfum. Lasă-mă în pace, eu jur. De răsuna valea, în sat mă auzeam.